Dragii mei, azi v-am adus o rețetă savuroasă și ușor de făcut. Pastonașe crocante de mămăligă la cuptor. Sunt gata în 25 de minute și le poate face oricine cu mămăligă gata preparată. Dacă sunteți începători în ale gătitului sau nu aveți mult timp de stat în bucătărie, aceasta o să fie de mare ajutor. Bastonașele de mămăligă sunt gustoase, crocante la exterior și moi la interior. Lista de ingrediente o las afișată aici. Într-un bol am pus parmezan și pesmet. Am adăugat sare, piper proaspăt măcinat, pudră de usturoi și oregano uscat. Am amestecat până s-a omogenizat compoziția. Am folosit mămăligă Delicia, gata preparată. Este un produs natural, fără gluten, fără conservanți, cu zero grăsimi. Este obținută prin pasteurizare și sterilizare printr-un proces tehnologic ultramodern, fără conservanți. O cumpărați și o consumați imediat, necesitând doar încălzire. Poate fi păstrată 12 luni la temperatura ambientală, dar după deschidere o folosiți în maxim 3 zile. Am scos mămăliga din ambalaj. Este umedă, căci așa își păstrează prospețimea. Am tăiat felii groase de aproximativ 1 cm. Pe acestea le-am tăiat iar în jumătate, dar dacă vreți bastonașe mai subțiri, tăiați în 3. Am uns fiecare bastonaș cu ulei de măsline, în așa fel încât să acopăr și marginile. Am presărat amestecul de parmezan cu pesmet. Le-am rotit și am repetat operațiunea, încercând să acopăr și marginile cu compoziția uscată. Le-am copt timp de 25 de minute în cuptorul preîncălzit la 210 grade Celsius. În acest timp am pregătit un sos de iaurt cu usturoi dat prin presă. Pentru mai multă aromă, am adăugat oregano uscat, sare și pătrunjel verde tocat. Pastonașele de mămăligă sunt gata și miros foarte bine. Pot fi mâncate simple sau pe post de garnitură lângă pește, spanacuri, zici, mâncăruri cu sos. Abia aștept să înscrieți cât de mult vă plac. Pe curând!